Paradoxul vremurilor noastre în istorie este că avem case mai mari, dar familii mai mici, mai mult confort, dar mai puțin timp, mai multă știință, dar mai puțină capacitate de discernământ, mai mulți experți, dar probleme mai mari. Fumăm și bem prea mult, râdem prea puțin, conducem prea repede, ne enervăm prea ușor, dormim prea puțin, ne trezim prea obosiți, citim prea puțin, ne uităm prea mult la televizor, ne rugăm prea rar. Ne-am mărit proprietățile, dar ne-am redus valorile. Știm să ne câștigăm existența, dar nu mai știm să trăim. Am adăugat ani vieții noastre, dar nu viață anilor. Ajungem pe lună, dar nu mai ajungem la ușa vecinului. Am cucerit spațiul cosmic, dar nu un loc în noi. Putem scinda atomi, dar nu putem învinge prejudecățile noastre. Este timpul în care este mai important să avem ceva în vitrină decât în magazin, în care tehnica modernă poate transmite acest text cu iuțeala vântului în lumea întreagă și în care fiecare poate decide dacă împărtășește acest punct de vedere sau nu.